Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod din Clash Royale. Astăzi vom juca la acest challenge, Poison Draft Challenge. Abia s-au adăugat de 4 ore, mai exact să-i spunem așa. De 4 ore am ajuns și eu de la școală și am zis, haide să înregistrăm acest nou challenge. O să cerem aici furnal. Haide să dăm și aici la Freechest chestie să vedem cine mai pică. Giantul ăsta îl postez și eu pentru un opening. Nu prea mai juca, cred că o să-mi pice o epică. O să urmeze o epică. Mă gândeam cum ar fi să pice o legendară, dar din Freechest nu. Și epica este un balon foarte tare. Balon, mamă. Balonul aproape îl ducem la level 6. Aproape. Mai avem foarte mulți. Ei bine, cam acesta este deck-ul pe care o să-l folosim la challenge, presupun. Sau... stai că mai aveam eu un deck. Uite, mai am ăsta cu graveyard, destul de interesant, stai. Și ăsta mai e bun. Uitați că nu prea m-am jucat în ultimele zile, recunosc și chestia asta. Mă gândesc ce deck să abordăm, you know? Am și un epic chest aici și un deloc, dar nu o să-mi prăpădesc banii pe un epic chest. De ce ai face chestia asta? Nu știu. Mi se pare useless, sincer, epic chest-ul. Haideți să vedem ce mai avem pe aici. Ăsta niciun caz. Cred că o să jucăm cu ăsta cel mai bine. Ăsta e deck-ul nostru de suflet cu care am urcat Arena 10. Haideți să ne dăm drumul, îi dăm pe battle și vedem ce putem face episodul ăsta. Îi dăm direct cu poiza, l-am înțeles, e super bine. Ok, haideți să vedem, lightning sau zap. Avem nevoie de un zap, un mortar sau... O să-i dau așa, pentru că am poison și pot să-i dau counter-ul la ala. Și o să luăm hog. Ok. Să vedem cum ne descurcăm. O să fie interesant. 2 secunde să dau mai încet această melodie mirifică. Ok, avem și giant. O să începem cu un giant, cel mai probabil. Văd că el a pus un tombstone în spate. Apare, nu știu de ce a făcut chestia asta. Avem și un goblin barrel. Ia să vedem, el pune acolo. Ce pune lightning-ul pe giant? What the fuck? Hai să băgăm niște arcașe care o să scoate imediat acei urâți. O să băgăm imediat, opa. O să băgăm aici un goblin barrel și un mortarel. Un goblin barrel care a dat ceva damage acolo. Ok, am pus mortarul defensiv. O, avem și dark goblin, ceea ce nu e rău. Nu e rău. Ce dă el? Mortărică. Mortărică fără frică. Îi băgăm un Hog Rider. Hai, Hog Rider-e. Mortărică fără frică. Pune și el ceva aici? Nu pune nimic, aparent. Și îi luăm turnul, dacă nu o să pună. Dar apare, nu știu ce a vrut să facă. Ok, am luat turnul, băgăm un Goblin Barrel aici. Pam, pam, pam. Luăm și prițința aia destul de easy. Și acum tot ce trebuie să facem este să ne apărăm. O să pun iarăși un mortar defensiv, pentru că și mortarul este un building pe care poți să-l alegi. Ori să-l pui în atac, ori să-l pui în apărare. Adică chiar dă mult damage dacă, de exemplu, uite, vezi chestiile astea? Dă mult damage la multe, știi, la multe unități. Chestia asta îl ajută foarte mult. Haideți să vedem. Pam, 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 pam. Și legat de update-urile viitoare, cred că o să fac și un clip despre chestia asta. Dacă nu știați, o să se adauge quest-uri sau challenge, quest-uri să-i spunem, frate, o să se adauge quest-uri în Clash Royale, ceea ce e super, super șmecher. Haideți să băgăm și noi un zap aici pentru acești scheletoni minunați. Haideți să băgăm archers, i-am dat acolo acel minunat turn. Haideți să dăm poison, n-a fost cel mai bun poison, dar cred că o să ne ia turnul, da, sigur ne ia turnul. Na, nu mai are rost. Ok. Acum tot ce trebuie să facem este să ne apărăm pe partea dreaptă, ceea ce o să fie destul de greu de făcut. Hai să băgăm și un mortărică fără frică, un zepuleț. Ok, nice, ce bine a dat mortărică fără frică, perfect. Mi-a luat turnul aparent, nice, bă, a jucat bine. Hai să vedem, bam, bam, bam. Și pune tombstone, au, nu pune tombstone. Thumbstone. Da, pun eu poison aici. Ok, dăm damage, interesant. Un zepuleț. Se putea și mai bine. 800 HP. Mi-a dat un hog acolo, o să vină încă un hog rider chiar aici.
Ia, cine ia mai repede turnul? Cine ia mai repede turnul? Băgășun, Goblin Barrel și Easy Peasy Win. Mă rog, n-a fost chiar Easy Peasy, l-am lăsat să-mi ia două turnuri aiurea, nu știu de ce. Dar am câștigat, asta contează cel mai mult, nu contează cum s-a... Cum a fost meciul, cum a fost în meci. Ok, haideți să vedem următorul meciuleț. Ok, și am uitat să spun, credeam că nu e draft. Haideți să vedem, o să luăm. Și credeam că o să folosesc de ăla. O să luăm gigant cu balon. Gigant cu balon, cred că mergem. Fireball și Dart Goblin. Băi, deci ador Dart Goblinul. Mi se pare super OP. Băi, mi se pare o carte OP. Haideți să vedem, acum meciul numărul 2. Avem și Tornadă. Poison. Avem 3 speluri. Eu să începem și noi cu un gigant. Dar el are un gigant mai mare, din păcate, sau sunt de aceeași dimensiune? Am înțeles. O să punem un Le Poison. Ok. Sunt curios cum o să-l... Sper că vii mai încoace, nu? Ok, hai că... Ok. Nice, hai. E ok până acum. Am dat ceva acolo damage, așteptăm să vină ăștia. Băgăm și un electro. Băgăm și un miner. Cred că o să... Te rog, nu tanche... Ca ăla. Perfect, tanchează. Vreau să tancheze minerul, for fuck's sake. Ok. A dat ceva damage acolo, destul de interesant. Mă mir că mi-a dat mie tornada, ținând cont că are execuționeri și execuționerul merge pe excelent cu tornada, adică tragi toate unitățile într-un singur loc și execuționerul își face treaba. Nu da pe Dart Goblin! Lasă-mi Dart Goblin în pace! De ce dai pe el? Ok. Suntem acum în puțin avantaj, trebuie să profităm de acest minunat avantaj. O spună Sparky? Dar punem și noi un Giant și un Poison. Poison. Mai dăm niște damage pe turn. Aia nu știu ce face acolo. I-am cam scos aia, aștept să vină ăștia. Bam, un zap. Îi scoatem witch-ul, eventual. Mersi. Asta o să-i punem un miner pentru chestia asta urâtă, numită prințesă. Care nu e chiar atât de urâtă dacă luăm să... Ok, îi luăm turnul, nice. Îi luăm turnul, pam, pam. A avut și el turn. I-am dat și ceva de meci pe partea asta. O să-i mai punem un Dart Goblin. Cred că o să pună Sparky, cel mai probabil Giant aici. Punem un Poison. Cred că mai bine puneam Fireball. Aștept să văd ce face. Și cred că o să pun aici un Electro. Bam, bam. Electro. Mamă, două sulițe acolo. Puliu. Hai să punem și un miner și un balon, nu se așteaptă la acest atac. El mai are vreo 3-4 elixiri, ceva de genul. Vreo 5-6 și a pus Parchiu, care nu prea o să-l ajute extrem de mult, pentru că avem un balon acolo și mai dă un hit, care dă încă un hit. Și avem și un electro pentru acest Sparky, mulțumesc foarte mult. El a luat Sparky-ul și el mi-a dat tot electro. What the fuck? Mulțumesc foarte mult, domnule. Chiar ești foarte drăguț, avem două win-uri. Ce bine. Ce bine. Haideți să vedem următorul match, ce o să ne aduc. Avem două coronițe aici și 5 crownuri. Hai să mai adunăm aici la băieții cât mai apucăm. Ok, putem să cumpărăm aproape 3 legendare din shop. V-am arătat că avem și The Logo în shop, dar The Logo e singura legendară la level 2. Oh, ne dă și un Poison. Vino la tata. Mersi foarte mult de Poison. Ok. Haideți să vedem următorul match. Sigur o să iau pe domnul execuționer, o să iau Wizard-ul, o să luăm Tombstone și Fire Spirits, hai să luăm Fire Spirits. Cam încet, domnule, hai ne grăbim și noi că trebuie să termin episodul ăsta la un moment dat, presupun. Ok. Ia să vedem. Ce cărți ne-a oferit adversarul nostru? Ne-a oferit Furnace. E super bine, hai că avem un deck destul de interesant. O să ne bazăm pe balon, o să spamăm balonul cu furnalul. Bă, avem un deck bun. Ok. El are 6.
face 7 elixir, eu o să pun un executioner pe partea stângă, o să încep să-mi fac elixir, o să-mi pun și un tombstone și pregătesc fire spirits cu ăsta. Bă, nu-i rău. Să fac cycle pentru executioner, o să pune și fire spirits, eventual, dacă mai pune ceva. Nu știu de ce a dat target acolo, nice. Hai că i-am dat niște damage super, super bun, nice, i-am luat turnul. Acum o să pun eu wizard și o să-i scot hoarda. Dacă nu pune lightning, nu, e bine. Lasă-mi wizard-ul în pace! Lasă-mi wizard-ul în pace! Ok, ok, mi-a lăsat wizard în pace, e super bine. Bandita da acolo două hituri, încă unul, perfectos. Hai că decurge meciul ăsta super bine, hai să băgăm un furnal pe partea dreaptă. Ce mai probabil să pună lightning, dar e un pozitiv trade. Adică el pune 6, eu am pus 4 și el mai dă puțin damage pe tur, dar e ok. Haideți să vedem ce pune și el acum. O să așteptăm, probabil lava hound. Nu știu de ce a pus bomb tower-ul aici. Nu ajută cu nimica, dar treaba lui, nu mă supăr. Uite ce ziceam, o să pună lightning, eu o să pun tombstone și acum el are 6 elixir. Ok. Punem un executioner, cred că mai în spate trebuia. Ăsta oricum o să se ducă, mi-a pus poison-ul, nu mi-a pus poison-ul aproape deloc, bine. Punem aici un balon. Punem fire spirite cu bandită și o să-mi pună muschetar, da, eram sigur. Prințul e mort, cred, sper, da, e mort prințul, îi dăm damage și puțin lui aia. Spunem un furnace, bă, încercăm să jucăm cât mai tactic, știi, cam asta e faza. Cred că o să pună, eu să pun un fireball aici, ca să-i scot aia. Da, știam că o să pună lightning, de-aia am pus și acolo fireball, o să pun aici fire spirits. Perfect. Vrea să-mi ia turnul neapărat și mi l-a luat aparent. Dar și eu vreau să iau turnul, dacă se poate. O să punem furnace. Lightning-ul e destul de OP, chiar s-a descurcat bine. O să punem aici un fireball pentru ăștia. Un fireball cât de cât decent. Și mai dăm un fireball acolo și este cam mort. Ok, o să punem aici o bandită. Un tombstone. Așteptăm pentru fireball și fratele meu, mi-a părut bine, ai fost un jucător bun, ai fost un jucător bun, dar din păcate ți-a sunat ceasul, ring ring. Ok, 3-4-0, pardon, 4-0, credeam că avem 3-4. A, nu, 3 avem, n-am greșit. Mersi că ai donat respect. Respect, fratele meu. Ok, haideți să mai jucăm aici meciul numărul 4. Să vedem, facem fără niciun lose? Băi, ar fi ceva. Cred că o să mă duc pe goblins. Dar goblin, mamă, facem deck de goblin, ești nebun? E o alegere grea. Chiar dacă balonul e printre cărțile mele preferate, o să mă merg pe hog, pentru că o să vedeți de ce. Fireball. Ok, o să fie interesant meciul ăsta. Avem mulți goblini. O să spamăm cu ei. Bam, sar pe el, bam! Nu ne-a dat niciun damage, perfect arata și Zepu. Avem și lava. Oh, nice, avem un deck interesant. Hai să vedem, așteptăm ce pune și el. Dacă nu o să pună nimic, o să încep eu cu lava hound-ul din spate. Ok, trebuie să pune și el ceva. Hai frate meu, că ai 10 elixir, pune bă și tu ceva, mă. Bă, nu mă supăr dacă îl irosești chiar așa. Oh, golem, legolem. O să punem și goblin gang, le eliminăm cât mai rapid posibil. Așa, punem și un freeze. Ia uite ce dau goblini pe el. Ești nebun? Hai să punem și un fireball pentru această muschetară care nu o să mai fie, din păcate. Papa, doamna arcașă. Și na, am dat mai mult damage ca el, să zicem. Oh, 1777, doamne. 1777, număr de telefon.
Ok, așteptăm să vedem ce pune și el. Dacă nu pune nimic, o să punem și noi Lava Hound-ul. Nu știu de ce a pus poison, nu? Minionii nu o să moară de la Zep. Nu o să atingă turnul ăla. Perfectos. O să pună... Nu știu ce o să pună, sincer. Ia să vedem. Zep nu mai are. Deci fratele meu pusă... De ce ai dat racheta? Și nici n-a atins Lava Hound-ul. Ok. O greșeală mare pentru că a dat Zep-ul pe minion. Știa oricum că n-o să-mi ia. Dar uite o greșeală mare. Uite o greșeală mare. O să punem și goblin aici. Și un dar goblin. Nu cred că îi luăm turnul. Ce dau goblinașii. Boy. Hai să băgăm așa. Ai spirit. A dat lightning-ul pe goblin, frate. Băi, chiar s-a panicat nasol de tot. O să mai am nevoie de ceva fireball-uri să-i dau. O să-i punem aici un minion. Un minion, da. Niște minioni. Și Hogo a terminat meciul. GG. Am jucat foarte bine. Chiar am jucat bine. Haideți să vedem. Următorul meci avem 4-0. O să ne luăm reward-ul de la 4-0. Bineînțeles. Și o să deschide și crown chest-ul. Doamne ajută să ne pice și ceva din acest crown chest mirific. Ia să-i dăm aici collect. Mulțumesc, dragă domnule Poison. Bine ai venit... În colecția mea, Royal Giant, Goblin Gang și Elixir Collector. Bă, n-a fost un chest rău, adică ținând cont că ne-a dat 4 gemuri și niște Goblin Gang, e super, super. Haideți să băgăm aici un Dark Goblin. O să iau Arrows, Fire Spirits, o să iau Lava Hound. Și o să fie interesant, o să fie interesant cum o să iasă match-ul ăsta. Avem Bomber, să vedem. Nu o să încep cu lava. O să pușez așa cu Goblin Barrel. Am așteptat să dea target pe turn. Îi luăm și aia și aia. Perfect. Am dat Dark Goblin-ul aiurea. Acum realizez. Dă ceva damage pe ăla. Nu e chiar atât de aiurea. Dacă mă întrebați pe mine. Ok, nice. Hai că am poziționat bine Fire Spiritele acolo. Băgăm un Lava Hound. Ia uite ce enervant e. Yay! Well played, my friend. Să băgăm un Bomber. Frate, mi-o vezi că n-ai pus bine poison, nu? N-ai pus bine poison, nu am niște fire spirite dacă mă întrebi. Și am și vin pe tine, pe minionii tăi. Și turnul, acum îl vezi, acum nu-l mai vezi. Ha-ha! Băgăm și un Goblin Barrel aici, sper să tancheze. Nice. Uite, de-aia îmi place mie Dark Goblin-ul. Nu mai plânge, șeful, nu mai plânge, că plângi degeaba. Uite așa se ia un tur, easy peasy. Super. Ok, băi, chiar am un feeling super șmecher azi și... Am un vibe așa fain. Și chiar îmi face plăcere să joc la acest challenge. Auzi. Pe aici mai avem ceva. Mai știu, poate mai apare așa o ofertă. Ceva 100 de gemuri moca. Ia mă. Ia să vedem. O să luăm Hogu. Sigur că da. O să luăm Skarmy sau Poison. O să luăm Poison pentru Graveyard. O să merg pe Prințese de data aceasta. Dar o să luăm și Dark Goblin-ul. O să luăm și Dark Goblin-ul, o să luăm și prințesa, că dacă îi dăm Dark Goblin-ul, e cam nasol, știi, nu prea-mi place să dau Dark Goblin-ul, mi se pare o carte super bună. Haideți să vedem ce facem și în ultimul match, dacă o să fie ultimul match. Ok, haideți să vedem, avem Ice Golem. Nu-i rău. O să începem aici cu o prințesă din spate. El a împărțit alea două. O să bag și eu aici un Ice Golem. Mi-a băgat Hogu. O să băgăm un mortar defensiv. Un mortar defensiv. Și un Dark Goblin eventual. Dar Goblinul știu că se descurcă destul de bine cu Graveyard-ul. Nice. Băgăm acolo niște goblinași. O să scoat ăla. O să băgăm Hog Rider-ul. Și sper să facem ceva acolo și băgăm eventual și prințesa. Nice. Nu prea nice.
Nu prea nice. Bă, i-am dat ceva damage, nu pot să zic că a fost chiar atât de rău. Mortarul o să se ducă, dar mai avem unul, nu știu dacă a fost bine să-l punem acum. Spăgăm un Ice Golem. Duceți-vă după el, fraților. Și-o după el, perfect, 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 a fost super bine. Am dat bait acolo. Și putem ataca aici cu un Goblin Barrel. Cât tanchează ăla. Să zicem că a fost decent, adică nu prea a fost bine deloc, dar... E ok, hai să băgăm un poison pentru această prințesă minunată care să moare de la, o să moare de la portar, de la portar, de la mortar, frate. Mortar e ăla, mă. Aoleo, n-a murit. Nu. Fuck. Mor, mă, mori. Dai tu damage așa, mă. Hog Rider. O să bage Ice Whiz. Sau nu? Bagi chestia aia. Hai Golem aici. Și-o după el. Și-o după el, băieții. Și-o după el. O să băgăm un mortar. Și vedem cum ne descurcăm. O să punem și un poison pentru acel witch. Acum vezi witch-ul. Acum nu-l mai vezi. A scos de destul de bine, pot să zic. Fuck. Sper să nu mai atingă prințesa. Și nu cred că mi-o atinge. A, mă, prințesu, ce faci? Păi, din cauza prințesei, bă, te prind eu și te bat la colț. Te prind eu și te bat la colț. No, 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 no. Chiar am jucat super prost. Nu știu, de ce dă prințesa asta atât de încet? Mă, leu. Lasă-mi prințesa. Lasă prințesa. Aoleu, cred că-l pierdem. Na, l-am pierdut. Din păcate l-am pierdut, băi, am jucat bine, chiar am jucat destul de bine, m-a apărat, dar a dat mult damage cu graveyard-ul ăla, știi? Haideți să vedem, avem un loss, din păcate, asta e, n-am făcut 6-0. Ia să vedem următorul match. Mai avem încă un match de câștigat și am terminat challenge-ul. Haideți să vedem, o să iau poison desigur. O să merg pe Golem Electro. Și un Nightwitch ar fi perfect, dar nu cred că o să îmi dea el Nightwitch, cel mai și cel mai probabil. Ok, așteptăm să vedem. Oh, avem niște atacuri interesante, adică avem doi Wizards. Miner. De ce a tankat ăla, frate? Poison aici și nu știu ce o să pună el, dar... Ne descurcăm. Ok, punem aici un Ice Whiz. Aoleo, ce ne dă șeful? Ce ne dă șeful? Mamă, urât. Urât, Electro aici, haide. Dă-i pe ăla mai repede, frate. No, mi se încarcă prea greu elixirul. Asta e problema, nu se încarcă elixirul mai repede. Păi ce facem? Păi ce facem aici, șeful? Ok. Mineru. N-am avut ce să pun, efectiv. Și doar dacă luam Giant-ul, cu ce m-a ajutat Giant-ul acolo? Ei, până acum câștigam toate meciurile și acum nu mai vrei să câștigi, mă? Nu mai vrei să câștigi, mă? Nu știu, cred că mă grăbesc să atac, eu știu ce să zic. Băgăm așa un poison. Ok. Bă, ce mă disperă ea de prințesă. A, naibii ea de prințesă. Ia, mă, pleacă de aici. Hai, afar. Nu e... Joacă-te la jucării. Joacă-te la jucării. Aoleu. Să nu te întorci să dai în aia. Să nu te întorci. Ok. Urât așa. N-am ce să-i pun lui Wizard-ul ăla. Ai spirit. Bam, Electro. Trebuia să dau și pe prințesa Electro ăla. Bă, dar ce să fac eu cu racheta, mă, ești nebun. Golem. Nu știu dacă e bine dacă l-am pus aici.
Hi, Swiss. Taoleu. Uite, pun și odată golem și se întâmplă asta. Se întâmplă asta. Poison. Ok, ok, not bad. Ba, a fost destul de bad. Nu cred că știe că am... Sau el mi-a dat racheta, Nu, șeful. Cred că dacă îi mai dau o rachetă... Nope. Hai, pentru rachetă! Hai, rachetă! Hai! Nu! Yes! Bine, mă, bine! Bă, dă-te, mama ta! Mamă, cât de aproape a fost! Am câștigat, boy, zizi, pizi, 6 win-uri. Holy fuck, mama, a fost intensă aia, băi. L-am văzut că a dat Goblin Barrel, a râs de mine sau ceva de genul. Și am zis, nu, am racheta. Ha! Easy. Ok, hai să vedem din chestul acesta ce o să ne pice. O să ne pice ceva gold, 6 gold, Batterham, Archers și Rage. Bă, nu mă așteptam să pice o epică, sincer să fiu. Băi, cam asta ar fi cu acest episod. Eu sper că a plăcut. Eu am fost Sinar, a fost un episod genial. Dacă ați stat până la final, scrieți acolo hashtag racheta. Nu, racheta, nu știu. Atât de aproape, frate. Deci atât de aproape să pierde. Dar am reușit să câștigăm. Eu am fost Sinar, până la viitoare. V-am salutat, lume. Ciao, les.